Firma constructoare a ajuns la Câmpul Lung cu specialiști, urmând ca mâna de lucru să fie asigurată în mare parte de către câmpulungeni. La finele săptămânii trecute a avut loc o primă selecție la care s-au prezentat 60 de candidați, fiind selectați 30 dintre ei. Au avut prioritate cei care au experiență în prelucrarea lemnului și a pietrei, Câmpul Lungul fiind renumit în țară la acest capitol prin prisma carierei de piatră de la Albești. Se va lucra și cu forță de muncă din Câmpul Lung. Cei care vor trece examenul interviului vor putea să lucreze alături de dânsii, coordonați de dânsii. E foarte important pentru că sunt lucrări în urma cărora ar fi bine ca cetățenii din Câmpul Lung să își reamintească meșteșugul acesta al montării pietrei, al lucrului cu lemnul. O să vedeți că sunt lucrări pe care noi vom dori să le continuăm în Câmpul Lung și pe alte spații. Vor fi mai multe preselecții, vor fi câteva sute de oameni. Ținem foarte mult ca forța de muncă să fie locală. Le asigurăm locuri de muncă pe o perioadă de 2 ani și acest aspect contează. Zilele următoare vom deschide punct de lucru la Câmpul Lung în așa fel încât inclusiv impozitele aferente să rămână pe această zonă și mi se pare o chestie perfect normală pentru că acești bani cu mult efort au venit la dumneavoastră de către voi toți care ați contribuit la chestiunea aceasta și normal să rămână aici în continuare o parte dintre ei. Luna viitoare va avea loc o nouă preselecție unde sunt așteptați câmpulungeni în număr cât mai mare, fiind căutați atât meșteri pietrar cât și muncitori necalificați, remunerația pornind de la 1000 de lei.